Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, vă rog frumos să dați volumul mai tare, nu pot să țip tot timpul. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți abonați, sunteți fideli acestui canal și ascultați cu răbdare de fiecare dată. Vreau să vă mulțumesc și celor care vă veți abona și, evident, pentru like-urile pe care unii e binevoit să mi le dați. Înainte de a continua, vreau să vă aduc aminte cu etalare colectivă și evident nu mă pot conecta la toți săgetătorii, plus că avem aici de discutat și despre cei cu lună în săgetător și cu Venus și cu nodul nord și cu alte aspecte. Dacă e gălăgie și nu o să pot să continui, va trebui să întrerup înregistrarea și dacă va trebui să le lipesc, o să apară o dungă. Nu vă impacientați. Treceți peste dunga respectivă și ascultați mesajul. Lumea muncește, printre picături de ploaie, mai latră și cățelul și uite așa, mai plânge, mai urlă. Am amestecat cărțile. Și în timp ce îmi pregăteam clarificatorii, au avut câteva mesaje să se arate. Măcar cu acestea să rămâneți unii dintre voi. A apărut 7 de bâte, bănuiesc că sunteți voi semn de foc. 7 de bâte, pe de o parte ați vrea să luptați, dar în acest moment vom vedea și cum apar cărțile, sunteți un pic defensivi. Eventual, în sensul că vă căutați tactica, vreți să vă apărați poarta sufletului, eventual și casa unii dintre voi. Dacă nu e vorba de casă, eu simt că e mai degrabă vorba de suflet, pentru că au apărut și cărți de apă. Ce mesaj! Ați vrea să vă deschideți sufletul cuiva, dar încă sunteți defensivi. Interesant. Ați vrea să vă deschideți sufletul cuiva. Sunteți așa. Să vă deschideți sau să nu vă deschideți. Probabil că aveți motive. În continuare, ce s-a arătat? Regina de spade și regele de cupe. Unii sunteți ca și semn de foc între un semn de aer și un semn de apă. Pe de-o parte, regina de spade reprezintă și niște discuții aprinse, sau dacă nu aprinse, pur și simplu decizia voastră de a tăia o situație, de a tăia, că e o sabie, da? De a tăia un trecut, de a tăia stringurile, atașamentele față de ceva ce nu v-a prit. O să vă arăt și ce. Aveți și regele de cupe. Dacă e semn de apă pentru unii sau mai puțin, contează, pentru mine nu contează foarte mult, pentru voi contează, eventual. Știți mai bine dacă e semn de apă. Ideea este că acest rege de cupe, pentru mine, în cazul în care nu e o persoană, reprezintă și dragostea adevărată. Zic eu că vreți să. Pentru că nu se privesc, sunt spate în spate. Simt că vreți să lăsați în urmă. Da, interesant. Pe lângă faptul că vreți să lăsați în urmă, v-ați zis niște decepții, niște situații neplăcute, cum am zis și mai devreme, și asta confirmă. Vreți să vă apărați sufletul, sufletul pe care vi-l doriți să se deschidă în fața unei persoane care merită dragostea voastră. Și e destul de complicat cu voi. Nu știu dacă știu săgetători, nu știu dacă știu săgetători. În fine, voi știți mai bine. Deci, e complicat cu sufletul, cu dragostea, dar vreți această dragoste adevărată și, pe de-o parte, trebuie să o apărați și vreți să vă și implicați, pe de-o parte, dar să vă și apărați de dureri. Cam greu, dragoste fără suferință nu se poate. Dar vă găsiți voi tactica. Ideea este că, într-adevăr, ați fost dezamăgiți. 3 de spade și lumea. 3 de spade, mari dezamăgiri, răni. Mă, ce pedagogie. Și totuși, le lăsați în urmă iar. Confirmă și lumea faptul că lăsați în urmă aceste dezamăgiri, lacrimi, dureri, dureri de inimă. Poate ați avut probleme cu inima unii dintre voi. Trec peste aspectul ăsta. Începeți un nou capitol. Le lăsați și pe acestea în spate. Le lăsați în spate. Interesant. Începeți un nou capitol. Vom vedea ce alte mesaje mai vin, dar e clar decizia unora de a începe o nouă carte, nu doar un nou capitol. Iar 9 de spade v-ați făcut griji
Ori semn de aer, semn de foc. Dar, eventual, vă gândiți, neapărat musai de griji, vă gândiți foarte intens cum să mergeți într-o nouă direcție care vă aduce stabilitate financiară, apare asul de monede, dar și energetică, sentimentală, vreți victorie într-un nou job, într-o nouă relație. Vreți să lăsați trădările, iar apar 10 de spade, trădările, durerile, bolile. Vreți să vă echilibrați, să nu mai joglați între job și persoana dragă, între o persoană și altă persoană. Vreți să învingeți fricile. Fricile emoționale de a vă implica, eventual, unii dintre voi. Vă doriți, eventual în secret ați descoperit un suflet cu care comunicați foarte bine, 6 de cupe. Și nu doar comunicați, nu doar simțiți, dar aveți și multă pasiune, vreți un început, asta e clar. Și să vă luați mașinuța dacă aveți și să-i scoateți la plimbare. Da, la plimbare, să le oferiți. Ce le oferiți? O bătă. O bătă. Da, să le arătați pasiunea pe care o simțiți pentru ei. Cum să vedem dacă ei vor să primească puta aceea. Asta au fost clarificatorii. Mai la ce gălăge? Ați început reconstrucția casei, reconstrucția voastră interioară. E gălăgie. E gălăgie. Cărțile pe care le voi folosi arată că, într-adevăr, vreți un început. Nu mai e asul de bâte, a fost și asul de bâte și asul de monede. Nu mai e asul de monede, este valetul de monede. Vreți să studiați, că valetul... Wow! Da, sunteți deciși să studiați. Eventual vreți să vă finalizați niște... Să vă îmbogățiți educația cu încă o etapă, cu facultate, cu master, cu niște cursuri de perfecționare, pe de-o parte. Pe de-o parte, vreți să puneți bazele unui proiect care vă aduce reușită financiară sau a unei relații care vă duce către stabilitate. Este o transformare, moartea, da? Este o transformare, eventual, în care munciți. Munciți foarte mult, 8, da? 8 de monede și moartea. Și aveți un capricorn. Capricorn, semn de pământ, al semn de pământ, scorpion pentru unii dintre voi. Și lumea iar. Lumea iar și în spate e a doua oară când după lume apar 3 de spade. Lăsați în urmă durerile, dezamăgirile. Vă transformați intens. Munciți, munciți la transformare. Transformarea nu vine fără muncă. Dar apare și 8 de monede. Eventual prin muncă. Prin transformarea voastră financiară reușiți să vă detașați eventual și de niște adicții. E un tratament. Să nu vă mai gândiți că vreți să fumați, că nu vreți să, că vreți să faceți, eu știu, să vă jucați video sau să vă uitați la alte prostioare sau să practicați alte chestii. Asta în cazul în care acest diavol reprezintă adicții, da? Pentru că asta reprezintă diavolul. Printre foarte multe. Printre foarte. Eventual vreți să vă detașați de o relație toxică prin muncă și să puneți capăt, nu doar lumea, dar și moartea, să nu mai auziți de așa ceva, de relația aceea karmică, toxică. Munciți către transformarea voastră, munciți pe rupte, până picați, pentru această transformare. Vreți un nou capitol în care nu mai suferiți, vreți să comunicați rapid, Cavalerul de spade, despre decizia voastră. Decizia voastră fiind cea de a lua steagul învingător, de a merge într-o direcție, într-o nouă direcție, da? O direcție care vă dă stabilitate și reușite. Frumos! Vreți să călătoriți peste o apă, eventual, către o persoană misterioasă, frumoasă, cu reușite, eventual care vă inspiră și iar aveți asul de monede. Cu care puteți avea un nou început, o nouă relație, ceva stabil, frumos și valoros. Ia uite, steaua, mai, steaua și cavalerul de cupe. Vreți să vă vindecați?
Și o să oferiți niște scuze eventual cuiva, pentru că și cavalerul de cupe și valetul de monede oferă ceva în schimb. Sper să nu mai fie sunetul decalat ca data trecută. Ah, ce frumos! S-a oprit setul de cărți la soare. La soare și la schimbare. Vreți o schimbare, într-adevăr, care vă aduce bucurie, trezire spirituală. Lăsați în urmă și voi, ca majoritatea, lăsați în urmă ce nu vă priește, ce nu vă aduce fericire, mergeți către vindecare. Asta este săgetătorul superior. Da? Săgetătorul superior, nu orice săgetător. Temperanța. Aveți răbdare cu voi, aveți răbdare în vindecarea voastră. Vai, ce frumos! Temperanța și 10 de cupe și bucurie. Vreți să manifestați, învățați să manifestați fericirea. Știți că fericirea, în primul rând, fericirea este în voi. Și în momentul în care învățați că această fericire este în voi, reușiți să o și manifestați. Iar regina de spade și 5 de monede, a fost o tăcere între voi și cineva, eventual o despărțire pentru unii dintre voi. Și totuși vreți să renașteți. O să vedem, astea au fost scurte mesaje, sper să nu vorbesc mai mult decât e cazul. Așa cum am în ultima vreme tendința. Venus retrogradă în gemeni, să zicem. Ia uite! Iubește ceea ce ești. Asta este unul din etapele prin care trecem toți când ne vindecăm. Învățăm să ne iubim, da? Și să înțelegem că, ia, ce aveți 8? Ia, aveți 8, da? 8 înseamnă transformare. Am vorbit de transformare, a apărut și scorpionul și... Wow! 8. E cățelul meu lup. Câinele meu lup. E cruntă transformarea asta, dureroasă și intensă. Ha. Bocănituri, urlete, vă urlă sufletul. Dar după ce? Bănuiesc că nu după trecut. Da? Sunteți într-o călătorie spirituală, sunteți într-o transformare, da? Iubiți ceea ce sunteți. Priviți-vă în oglindă, cum a spus și la Scorpion. Și transmiteți-vă tot ce e mai frumos. Ia uite, priviți la puterea voastră interioară. Sunteți puternici, sunteți în stare să vă creați o nouă lume, da? Învățați să manifestați această nouă lume. Da, ce gălăgie! Scuzați-mă, asta e, așa se întâmplă. Că dacă eram la bloc, era și mai rău, dar s-a întâmplat și la bloc să fie gălăgie. Dar la casă lumea muncește prin curte. Munciți și voi, bănuiesc, unii dintre voi. Am zis, munciți chiar 8 de bâte, 8 de monede și moartea și transformare. Munciți pentru transformarea voastră. Mesaje de la înger pentru săgetători. Iaca. Fizică, da, ce aveți nevoie de atingere fizică și apreciați ce? Acest moment. Ha. Dragostea îndură. Probabil că îndurați foarte mult până vă întâlniți cu cineva pe care vi doriți foarte mult. Vi doriți să-i îmbrățișați, să-i sărutați, a fost izolare, da? Exprimați-vă dragostea și prin vorbe, da? Și prin vorbe, dar și prin cadouri. Fiți generoși. Dragostea îndură și vă trimit la 1 Corinteni cu 13, da? Ah, ce frumos! Vreți să-i spuneți cuiva că iubiți? Eventual, îndurați, munciți, am zis, munciți. Pentru o nouă dragoste, o nouă etapă în viața voastră. Munciți pentru că vă doriți și voi să auziți aceste cuvinte puternice. Te iubesc, da? Cele mai frumoase cuvinte. Dar, repet, cum a spus și la Scorpion și cum poate iar cereți ajutorul, cereți ajutorul în cazul în care vă este greu să vă exprimați și să treceți prin această transformare. Pe de-o parte, am spus că acest I love you puteți să vi-l spuneți voi în oglindă, să vă uitați cu drag la ceea ce sunteți, iubiți ceea ce sunteți și spuneți-vă că vă iubiți cu defecte, cu calități, evident, lucrați să schimbați acele defecte, acele adicții că am văzut și diavolul, da? Lucrați. Vă iubiți acum, dar ideea este să luptați și pentru cea mai bună versiune a voastră.
Și pentru asta îndurați dragostea față de voi înși. Și pentru că unii dintre voi trebuie să înțelegeți că nu puteți, am spus mai devreme, nu puteți atrage fericirea vieții voastre dacă nu, voi nu sunteți fericiți cu voi înși. E valabil și pentru mine și pentru oricine, da? Și unor nici nu vine imediat, pentru că mai avem și alte misiuni. A, de ce ai fi pus aici? Nu, bun. O las așa, le las astea deoparte. Și în continuare, vreți o atingere fizică, vreți o întâlnire, vreți să vă întâlniți cu cineva, să-i țineți în brațe, să-i sărutați, eventual să mai faceți și alte lucruri, să dansați, să vă plimbați, să vă țineți de mână, poate și altceva. Ideea este că apreciați acest moment. Chiar dacă poate nu veți ajunge mai departe unii dintre voi și rămâne totul o simplă plimbare prin parc, o prietenie, un moment fain, apreciați acest moment. Chiar dacă în loc de o sărutare pasională, doar o să vă sărutați, o să-i sărutați doamnei mâinile sau o să vă îmbrățișați, apreciați acest moment. Este o picătură într-un ocean. Din acest mic moment se va naște, să zic, mai mult. Și pentru asta trebuie să îndurați. Trebuie să îndurați, să lucrați, transformați. Și în voi, și în momentul în care transformați în voi, se transformă lucrurile și în viața voastră și în relația aceasta. Măi, ce cărți frumoase! Le vedeți? Să vi le mai arăt o dată. Ce frumoase! Da? Și cereți ajutorul. Era și cereți ajutorul. În cazul în care aveți niște nelămuriri sau greutăți. Iar sunteți, manifestați-vă amabilitatea, sunteți în legătură spirituală, într-o legătură spirituală. Sper să nu mai ia foc nicio carte, ca la Scorpion, că numai la Scorpion se poate întâmpla așa ceva. Atâta foc și atâta pasiune. Ia să le mai mișc. În fine. Lasă așa. Da, cred că unii v-ați controlat foarte mult, nu ați exprimat niște lucruri. Nu ați exprimat. Ia să le pun eu mai bine aici, mai în siguranță. Ok, ok. Din seria Spiritul Naturii, elefant. Teoretic ar trebui să fiți voi, semn de foc. Dacă sunteți evoluați, este un soi de rege de foc. Rege de foc, matur, asumat. Da, nu jucăcios, nu jucător, nu jucăuși. Un rege de foc asumat. Nu contează vârsta, deși în general regii sunt cam peste 40 spre 50, dar poate fi, un rege asumat poate fi la orice vârstă, pentru că regii erau încoronați la orice vârstă. Trebuia să aibă peste majorat, să fiți măcar peste 18 ani. Și dacă într-adevăr se produce această transformare foarte intensă în voi, puteți fi un rege la 18, 19, 20 de ani, nu contează. Da? Depinde de transformare. La alții probabil că a venit mai greu. Fiecare cu lecția lui, da? Cu călătoria lui spirituală. E o călătorie. Corabia unora a stat mai mult pe mal în loc să circule. Și e casa nouă, da? Săgetătorul a călătoriilor peste hotare. Ia uite ce frumos, foc și aer, dar amândouă, ia uite, iar aveți o regină de aer. O regină de aer, de spade, dar trecând peste asta, aveți iar un nou proiect la care lucrați, valetul de monede confirmă, da? Pe care l-am văzut mai devreme. Dacă ați fost într-o energie negativă, că apare și regina, apare regina de spade, iar de aer, dar eu cred că energia negativă e mult mai bine reprezentată de această cioară care a mai apărut în câteva etalări. Ideea este că trebuie să vă transformați. Da? De la stadiu de larvă, de târătoare, de persoană care trăgea de viață, trăgea să existe, să suporte situații, depinde de variantele voastre, că sunt săgetători și săgetători, evident, depinde ce mai aveți și alte planete mai aveți unii dintre voi. De la varianta aceasta trebuie să vă ridicați către una mai bună, o variantă mai bună, cea mai bună versiune eventual. Ascultați, vă atașez la sfârșitul videoului povestea între Psihe și Eros. Ar putea să fie și o transformare prin erotism, pentru că aveți nevoie de atingeri fizice, da? Aveți nevoie și bucurați-vă. Aveți și un I love you, da?
Pentru mâini. Da, pentru că aveți aici asul de cupe sau un început emoțional într-o direcție. Dar, repet, au fost niște elemente negative în viața voastră, niște influențe negative, prieteni, familie, mediu, eventual și mediul acesta pe care l-am, să zic, mai bine zis, influența negativă prin care toți am trecut, toată planeta, da? Această umbră neagră peste planetă. Mai multe influențe. Toate și-au spus cuvântul. Însă, voi vreți ceva nou. Vreți să ieșiți din câlceala asta și să sperați. E un curcubeu aici închis. Și curcubeu înseamnă speranță. L-am văzut acum câteva zile după o ploaie. Am făcut câteva poze, încă nu le-am pus pe Facebook, da? Vreți să sperați. În toată nebuloasa asta și în câlcele pe care le-ați experimentat, vreți să sperați și să vă ridicați, să vă ridicați deasupra tuturor problemelor, da? Dacă aici cioara, da, energia asta negativă corupe întreaga planetă sau întreaga voastră, sistemul vostru de gândire și de credință, dacă îl corupe negativitatea aceasta, influența aceasta negativă, am zis care sunt, dați în urmă, și simțiți că nu vă mai găsiți soluții, v-ați încălcit într-un mediu întunecos, vreți să vă ridicați. Iar o transformare, da? Vultul mi-aduce aminte de varianta superioară a scorpionului, da? Transformare, să vă ridicați deasupra problemelor, să vedeți lucrurile, detașați un pic. Și apoi, de acolo, să vă faceți planuri cum să deveniți acest rege asumat, stabil, plin de forță, un maestru în ceea ce vreți voi să fiți. O persoană care inspiră. Și iar o chestiune care ține de sexualitate, văd simbol falic, văd prima chakră și a șasea. Probabil unii trebuie să înțelegeți că sexualitatea e mult mai profundă, sexualitatea poate fi spirituală, o spun și la săgetători, că am mai spus-o la nu știu ce zodie, pentru că ăsta e mesajul. Ăsta e mesajul. În continuare, dacă simțiți cumva, unii dintre voi aveți dubii că nu faceți față acestei transformări, să știți că aveți susținere din alte dimensiuni, ființe celeste, îngeri, oameni pe care i-ați întâlnit de-a lungul vieții și care nu mai sunt bunici, bunice, bunici, am zis, bunici, am zis, bunici, bunici, e mai corect. În fine, trecem peste. Important e mesajul. Poate și persoane din altă viață care nu s-au încarnat și totuși pun acolo o rugăciune, trimit o energie bună pentru voi, ca să puteți să demarați această transformare. Drăguț. Deci apreciați fiecare moment, fiecare pas în transformarea voastră. Dacă aveți ceva probleme, cereți ajutorul. Însă, cel mai important, am zis, aveți nevoie de atingere fizică. Dar, repet, cu acest elefant, atingerea fizică nu va mai fi doar fizică. Unii dintre voi învățați. Pentru că din seria cărților intime există o transformare și acolo. Sper să o spun la sfârșit. Oh, îndrăgostiții! Sunteți îndrăgostiți! Vreți să manifestați? Oh, ce frumos! Patru de băte! Mai, ce frumos! Să manifestați! Nu doar acest suflet pereche căruia vrei să spuneți sau simțiți că le-ați spune într-un fel. Unii poate nu spuneți, poate spuneți doar în șoaptă, printr-o poezie, printr-o melodie, prin ceva sau prin ceva creativ, printr-un cadou, că a fost și exprimați dragostea prin cadouri. Ideea este că aveți această mare dragoste și vă stă pe buze sau în suflet, vă stau aceste cuvinte, da? Ia uite, îndrăgostiți magicianul și patru de băte. Vreți acest suflet pereche, flacără, geamănă și pentru asta înseamnă transformare intensă, care poate să dureze și mai mult. Vă dați seama că nu e doar o lună, da? E o transformare care va dura niște ani de zile, dar măcar că începeți acum. Sau poate ați început unii dintre voi. Deci nu doar că vă doriți acest suflet pereche, flacără, geamănă, suflet darmic, dar veți să și manifestați o relație stabilă, o familie, măcar unii dintre voi o relație, dacă nu familie. O relație bazată pe pasiune, pe afinități comune, pe
compromisuri, dar fără să vă îndepărtați de la esența voastră, da? 11-11. Cei doi îndrăgostiți, asul de bâte, asul de bâte, da? Și blocați tot ce v-a omorât până acum, tot ce v-a omorât, eventual acest diavol la locul de muncă pentru unii, o chestiune toxică la locul de muncă, poate un job toxic pentru alții, care v-a îmbolnăvit și v-a oprimat, un tiran pentru alții. Blocați, da? Blocați tot acest trecut pe care l-am văzut mai devreme. Frumos, frumos. Hai să vedem, la voi nimeresc cruce celtică, da? Încep central, da? Blocajul, apoi crucea de jos în sus și apoi lateral. O să vă spun cărțile. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Să beau și o cafeluță. Frumos. E greu. Dragostea îndură. Ascultați 1 Corinteni cu 13, că e superb. Este superb. Ia uite, iar vreți să luptați. Să vă mențineți echilibru. Wow, regele de cupe. Poate un rege de cupe, că a apărut de mai multe ori regele de cupe, semn de foc pentru unii, de apă, pardon, să vă dea echilibru. Deocamdată regele de cupe plânge sau regretă o situație, niște secrete, un trio, o aventură a unuia dintre voi. Poate și voi, că în general săgetătorii sunt jucăuși, să știți bine, da? Nu trebuie să-mi spuneți mie, dar chiar sunt jucăuși, chiar sunt aventurieri. Varianta imatură a regelui de bute. Am spus, unii s-ar putea să vreți să vă schimbați, să fiți asumați. Vreți lucruri stabile și voi. Bănuiesc. Așa simt. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Central. Wow, spânzuratul. Casa 12 a peștilor. Casa 12 a peștilor nu neapărat înseamnă, iau de aici, nu neapărat înseamnă pești, pentru unii poate să însemne, dar înseamnă aceste sacrificii. Dragostea îndură, da? Dragostea îndură. Din dragoste față de voi, față de persoană dragă, îndurați niște lucruri. Eventual, sunteți dispuși să îndurați. Să treceți prin aceste valuri, prin aceste provocări, în această călătorie spirituală. Dragostea îndură. Asta e, da? Asta e. Dragostea îndură. Îndura amânările, izolările, carantina și acest lung proces de transformare. Casa 12 a necunoscutului, a sacrificiilor, dar și a renașterii prin spiritualitate, a contactului cu Dumnezeu, prin vis, prin artă și prin înțelegerea acestor sacrificii. Ce vă blochează? Aici, teoretic, ar fi trebuit să fiți, sunteți voi, da? Eventual, semn de foc, semn de apă pentru unii, pești. Sau cineva cu marcaj în pești, nu neapărat pești. Poate are Venus, poate are Lună, poate are nodul nord, da? Am spus, pești. Mi-am făcut datoria. Aici, teoretic, ați fi voi, a treia zodie de foc pentru unii. Dar poate să reprezinte pe ei la un drum în relație cu voi. Există și varianta asta. Deci, ce blochează? Această distanță. E o relație la distanță. Este o relație la distanță peste o apă și din acest motiv trebuie să îndurați. Trebuie să așteptați, dar nu așteptați oricum, nu așteptați stând, așteptați pe de-o parte văzând oportunitățile, oportunitățile fiind primite și într-o stare de meditație, de visare, de somn. Prin somn puteți să primiți vise premonitorii, da? Amândouă cărțile arată că primiți și voi și ei niște semne care eventual vă ajută în acest proces de transformare să simțiți că sacrificiile nu sunt degeaba.
Aveți un dram de optimism în momentul în care primiți aceste semne sau eventual când comunicați cu acest personaj, chiar dacă știți că mai aveți de îndurat, de așteptat, de tras, de sacrificat, de aia, 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 aia. Oh, la ce mai fost zodia? Mai fost la o zodie în aceeași poziție? 7 de cupe, la cine a fost? La cine a fost? Am mai fost la o zodie, 7 de cupe în aceeași poziție, la balanță. În fine, trecând peste asta. Visați la cineva. Visați cum veți fi împreună, da? La această atingere fizică. Visați. Visați pentru că sunteți separați deocamdată. Visați. Și în momentul în care visați, dragii mei, primiți și inspirație divină. Da? Primiți și inspirație divină, ca să că e casa 12 a visurilor. Pe de o parte sunteți un pic confuz, dar dacă ieșiți din confuzie și vă concentrați pe transformarea voastră, e mai bine. Wow! Împăratul și l-am văzut și în cărțile intime. Împăratul. Berbec pentru unii, taur, poate să fie și scorpion. Poate să fie și balanță, că e axa balanță berbec. Poate aveți acolo planete, voi. Cineva născut în aprilie, eventual. Cineva născut în aprilie. Cuspida, văd interesant. Văd, da, e berbec, pentru că e lângă pești. Berbec, pești. Cuspida, berbec, pești. Poate aveți acolo o poziție. Sau o conjuncție, sau un aspect. Dacă vă știți harta sau sinestria. Visați, dar nu spuneți. Nu spuneți ce visați. Sunteți în control. Oare de ce? Pentru că vi se zice să exprimați. Da? Eventual, nu degeaba au apărut și aceste cuvinte. Teoretic, ar trebui să le transmiteți într-un fel. Că le simțiți. Interesant. Da, vă controlați. Nu vreți să spuneți tot ceea ce simțiți. Nici sacrificiile, nici așteptarea, nici visarea. Eventual, vorbiți despre cu totul altceva. Încercați să controlați situația, dar nu puteți. Da. Nu ține de voi această situație. Această situație o controlează Dumnezeu. Din acest motiv trebuie să învățați să îndurați în dragoste. Dragostea îndură. Evident și în transformarea voastră. Încercați să păreți că sunteți în control, dar de fapt voi în acest moment sunteți legați de o situație. Într-un fel sau altul. Și faceți sacrificii. Și totuși așteptați. Da? Dacă voi sunteți aici, așteptați. Vedem ce mai apare. În viitor îndepărtat, 7 de monede. În continuare așteptați, dar așteptați altfel, făcându-vă planul. Nu doar visați, aveți 2 de 7, 7, 7, 7 de cupe și 7 de monede. În viitor învățați să vă faceți planuri practice. Vedem, în viitor apropiat, 10 de cupe. De monede, pardon, scuzați-mă. Interesant. Pe de-o parte, dacă e 10 de cupe, înseamnă că visați la o familie fericită cu cineva și trebuie să mai îndurați, să mai așteptați, să mai sacrificați niște chestii pentru acest vis. Pentru că 10 de cupe poate să fie și un vis frumos. Dar au apărut 10 de monede. În prezent și în viitor apropiat, familia, tradițiile vă influențează. Pe de-o parte, da, vă doriți o relație stabilă. Am zis, sufletul pereche și 4 de bâte, vreți o familie, o relație stabilă, care să vă aducă abundență. Vreți să controlați acest final. Din acest motiv faceți și niște sacrificii unii dintre voi. Dar pe de altă parte faceți sacrificii și din cauza familiei și din cauza controlului vostru, că aveți un prea mare control. Și când e vorba de sentimente și de spiritualitate, nu mai avem control. Nu mai avem control. Interesant.
10 de monede. O să clarific, dar am senzația în acest moment că familia, mediul în care trăiți, tradițiile, cultura, religia voastră, într-un fel sau altul, influențează, e în prezent. Vă obligă la niște sacrificii. Vai, ce frumos! Sfatul este regina de cupe pe care am văzut-o și la viața intimă. Dar este invers. Sfatul este, eventual, să preluați această energie. Dacă voi sunteți aici, aparent în control, aparent în control, concentrați pe muncă, pe crearea unei abundențe, a unui imperiu, a unei afaceri, a ceea ce vreți voi, da? A unei familii, a unei, eu știu ce vreți voi stabil, da? Dacă voi sunteți aici, sfatul este să deveniți mai emoțional, mai sensibil, mai generoși cu emoțiile voastre, să spuneți, da? Să oferiți cupa, să spuneți aceste cuvinte cui simțiți că trebuie să spuneți. Pe de o parte. Pe de altă parte, poate să fie o altă persoană către care, pentru că apare și semnul peștilor pentru unii, sau alt semn de apă, rac, scorpion. Poate să fie și un consilier. Posibil femeie. Consilier pe relații, că zice, cereți ajutorul. Cereți ajutorul. Că e persoana dragă și trebuie să-i cereți ajutorul, să vă înțeleagă, să aibă răbdare cu voi și așa mai departe. E posibil. Pe de altă parte, am zis, poate să fie un consilier, bărbat-femeie, mai degrabă femeie, în relații care țin de emoții, în probleme care țin de relații, de emoții, de spiritualitate. Este o persoană sensibilă, generoasă. Eventual, dacă îi cereți ajutorul, apreciați ce primiți, acest moment, cât ar fi mic pentru voi, că poate aveți nevoie de mult ajutor și primiți mai puțin decât aveți nevoie în acest moment, dar e suficient și acela. Exterior, o, nebună. Nebun. O să clarificăm. Iar apare cuspida despre care am zis, punctul 0 din harta natală, punctul 0, pești, berbec. Da? Și apare iar sfatul, la sfatul și la exterior, pești, berbec. Punctul 0. Este o situație care e o poveste care se naște acum, de curând, sau s-a născut, sau urmează să se dezvolte acum. Este nebunul. Cineva, eventual, voi clarifica, cineva din exterior își dorește să riște, să vină spre voi, să vină, vorba vine, chiar dacă nu vine fizic, să se implice în relația cu voi. Este altă persoană, nu sunteți voi, care vă influențează această poveste. Posibil nebunul să fie și acest personaj în cazul în care sacrificatul nu sunteți voi, în cazul în care voi sunteți aici, trei de bâte și corespondați, discutați la distanță cu cineva care are multe sacrificii de făcut în relație cu voi, persoana respectivă ar fi dispusă să riște. Da? Să riște. Să renunțe la multe pentru voi. Vedem cum se clarifică. Este un nebun, totuși. Pentru că are credință că și nebunul, aici vreau să ajung, și nebunul are credință și spânzuratul a primit iluminarea și credința. Persoana care a făcut multe sacrificii și eventual vă poate ajuta în această transformare, dragostea îndură. Și ei sunt dispuși să îndure alături de voi, eventual, pentru că știu sau simt că există un mare potențial între voi.
Vedem. De ce vă este teamă de renaștere, eventual de judecată? Unii dintre voi. Vă este teamă să nu fiți judecați în cazul în care, într-adevăr, ați avut o viață toxică, a apărut diavolul mai devreme, da? Și renașterea. Vă este teamă că nu veți putea renaște din acea viață, din acel stil de viață, pe de-o parte. Pe de altă parte, ce vă este teamă? Să nu fiți judecați, am zis. Și că această transformare durează prea mult, asta e, durează, nu trebuie să vă fie teamă, trebuie să vă păstrați încrederea că aveți susținere din astral. Și văd că și cineva vine și vă consiliază, posibil. Este de domeniul fricilor. Eventual vă este teamă că... Încă trebuie să mai lucrați cu spiritualitatea voastră unii dintre voi. Unii. Și nu puteți asculta, nu puteți înțelege mesajele divine. E un înger, dar nu puteți înțelege neapărat că nu ascultați. Nu le înțelegeți, le primiți, dar nu le percepeți așa cum ar fi trebuit să... Aveți nevoie de comunicare. Valetul de spade. Eventual... Încercați să analizați situația. O să clarific. Aveți nevoie de comunicare. Trebuie să comunicați, eventual. Dar bine, valetul de spade nu comunică lucruri de genul ăsta. Comunică alte lucruri. Probabil că aceste discuții pe care le aveți pe internet la distanță, aveți totuși măcar nevoie de comunicare. Măcar atât, ca să întrețineți. Să întrețineți ceva. Oh, ce frumos, cavalerul de cupe. Fantastic. Vreți să vă întâlniți, da? Vreți să întâlniți cu acest personaj, bănuiesc că regina de cupe, da? Bănuiesc că regina de cupe care e în poziția sfatului. Și care ar veni, da? Ar veni. Ar veni ca și cavaler de cupe, ca și nebun, să discute cu voi. Interesant mesaj. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe, până la urmă, poate să vă reprezinte și pe voi, doritor, am zis, să discutați despre viața voastră, asta face valetul de spade, despre anumite aspecte din viața voastră și să vă cere scuze în cazul în care este cazul să vă cere scuze, dar mai degrabă să spuneți, pentru că să vindecați niște emoții neexprimate. Am zis că împăratul nu exprimă toată această stare de visare. Da? Mai visează și împăratul și el, săracul. Da, vreți să împărtășiți. Într-un fel sau altul, neapărat că veți spune aceste cuvinte. Le veți spune într-un fel, tu poezie, un cântec, ceva, un cadou, da? Dar vreți să-i exprimați. Plus că aveți nevoie și de atingere fizică, să nu uităm. Să nu uităm, să nu uitați. Drăguț! La capătul setului de cărți, 10 de bâte și iar balanță. Ori voi discutați. Oh, există o balanță geloasă în acest context, pentru unii. Aveți și 5 de spade și 5 de bâte. Probabil din, de pe lângă prietenii voștri, de prin prietenii voștri, există o balanță geloasă, pe de-o parte, da? Dacă sunteți într-o căsătorie sau o relație sau un job care vă consumă, vreți să puneți capăt, da? Să tăiați, asta înseamnă justiția, să faceți justiție în viața voastră. Ia 5 cu 5, 10, e uite, interesant. Vreți să vă construiți 3 de... De monede, da? Vrei să construiți. Să construiți această relație la care visați. Să vă echilibrați financiar. Oh, ce frumos împărat. Ah! Împăratul și împărăteasa. Vrei să construiți alături de... E cuplu divin. Cuplu divin. Cei mai minunați. V-ați găsit împărăteasa sau vă apropiați de împărăteasa? Cea mai frumoasă femeie, cea mai faină, cea mai bună, cea mai dulce, cea mai puternică pe care ați întâlnit-o, da? Și la care visați. Și sunteți dispuși să faceți sacrificii. Bănuiesc că v-ați întâlnit la distanță, dar sunteți dispuși, am zis, să lucrați, da? 3 de bute, de monede și 3 de bute. Să-i așteptați, pentru că anticipați viitorul, să lucrați pentru ei, pentru echilibrarea voastră. Bănuiesc că ați ales. Între aceste energii, da,
care vă consumă. Aici sunteți voi consumați, vă epuizează, vreți altceva, da? Posibil pentru unii balanță, pentru alții prietenii cu care aveți argumente, geloși, da? Vreți să vă separați. Asta înseamnă justiția, să vă separați de această influență. Am văzut o influență negativă, da? Pentru că ați echilibrat ofertele și cea mai bună ofertă este, evident, lângă cuplul vostru. Ce frumos! Da, frumos! Mă bucur pentru voi! Ia uite, 9 de cupe, vă aduce multă bucurie. Posibil să fie acest personaj pentru unii. Aveți și atracție fizică. Dar la un moment dat, unul a plecat către vindecare. Și totuși, trebuie să aveți răbdare, iar sacrificii, ca să manifestați această fericire. Ia uite ce frumos. Păi da, dacă voi sunteți aici nouă, vine a 10-a cupă și faceți, da? 10. Ce frumos, interesant. Și ce mai aveți aici? Iar Regina de Spade. Unii ați fost căsătoriți cu un semn de pământ sau cu un semn de aer, dar lucrurile au evoluat foarte greu. V-au lăsat de izbeliște, v-au mințit, v-au trădat unii dintre voi care ați fost căsătoriți cu un semn de pământ sau cu un semn de aer. Vreți să luptați pentru această împărăteasă? Orice zodie ar fi ea. Vreți să luptați? Ați ales. Ați ales-o. Ați ales-o. Oh. Deci. Hai să și clarific. Pe scurt. Să clarific din asta. Am zis că din. Uite, vreți o nouă existență, o nouă viață. Să munciți pentru această viață. Aveți putere. Plus că vă doresc pe cineva puternic ca și voi. Aveți curajul, curajul, da? Ați fost oarecum în control, încerc să controlați această nebunie, acest punct zero, dar nu depinde de voi. Nu depinde de voi. Hai să clarific. Ce să clarific? În primul rând, spânzuratul. Ce-i cu spânzuratul ăla? Spânzuratul. Ok. Renaștere. Aici sunt sacrificiile în renaștere, în transformarea voastră. Da, iar lumea, încheiați, ia uite, iar 10 de bâte, sunteți sub presiune dintre voi, sunteți în durere, încercați să închideți acest capitol. Cineva vă stă în cârcă, da? O mare greutate. Pentru unii poate să fie acasă această greutate. Mai clarificăm ce e cu renașterea asta, din cauza cui. Aveți încredere, ce frumos, da? De-aia a apărut și spânzuratul. Aveți încredere că trebuie, că vă veți transforma, că va fi bine, că vă veți transforma viața pe voi și așa mai departe. Aveți încredere. Frumos. Trei de bute. Hai să facem și trei de bute. Master. Bănuiesc că este acest personaj. Da. La distanță. Un personaj care vă vorbește despre spiritualitate, despre emoții, despre alte lucruri, da? Eventual vă încurajează să aveți încredere în acest proces de transformare, de renaștere. Și sacrificiile pe care le veți face ca să renașteți. Să ieșiți din zona de confort, adică. 7 de cupe. Ce înseamnă 7 de cupe? Da, uite. Ah, da. Vă stresează această transformare, vă stresează foarte mult. 7 de cupe. Moment cu moment. Dar în continuare nu este clar. Aici sunteți voi. Sunteți voi, semn de foc, creatorii
vieții voastre. Aici trebuie să înțelegeți. Să fiți conștienți că ce ați trăit până acum, stresul și alte situații neplăcute, sunt manifestările gândurilor, emoțiilor și stilului de viață pe care l-ați avut până acum. De acum încolo, dacă vreți să manifestați altceva, receptivitate, schimbare, dragoste, receptivitate, regina de cupe, da, dragoste adevărată, trebuie să vă schimbați. Mai dăm o carte pentru 7 de cupe. 7 de cupe. Wow, intensitate. Vezi multă pasiune pentru această poveste, acest personaj. Dar sunteți așa, ia uite, sunteți între. Cel puțin, asta este la baza crucii, să zicem, într-un trecut îndepărtat, apropiat. Ia, ce este cumpăratul? Sper că înțelegeți explicația. Împăratul care amână, 4 de spade, amână, da? Amână niște lucruri destul de importante. Amânați să preluați controlul... Ați amânat să preluați controlul vieții voastre, unii dintre voi. Aici este o lecție foarte importantă. De-aia vi s-a zis, iubiți-vă așa cum sunteți. Sau ceea ce sunteți. Ați amânat să preluați controlul vieții voastre. Unii dintre voi v-ați lăsat controlați de alții. Posibil un semn de aer. Ia uite. Dezamăgiri, isolation, da? Stat în gheață într-o relație care nu v-a priit. Pe de-o parte, aveți și un suflet pereche care apare tocmai ca să vă inspire, dar trebuie să lăsați în urmă lacrimile ca să puteți manifesta prietenia și dragostea adevărată. Trebuie să integrați suferința în bucurie, adică să învățați lecțiile, asta înseamnă integrare, nu? Să vedeți în spatele iluziilor. 7 de monede, săgetături, 7 de monede. Ghidaj, lăsați-vă ghidați. Interesant este că aici sunt niște îngeri. Lăsați-vă ghidați și a doua oară când apare 3 de monede, da, construcție. Vreți să lucrați, să investiți în această nouă fază a vieții voastre, în această relație, în acest potențial. Da, e un potențial, e zero. Zero. Punctul tuturor posibilităților, da? În această poveste de dragoste. Vreți să investiți? Dar trebuie să vă lăsați ghidați și de divinitate. Din acest motiv a apărut spânzuratul, da? Și maestru. Și maestru. Conectați-vă la spiritualitate și la persoane care vă inspiră. Eventual, această reconstrucție a voastră și a relației la care vă gândiți durează 7 săptămâni, 7 luni, poate chiar și 7 ani pentru unii. Evident, peste 7 ani va fi total diferită. Dar, să zicem, durează. În continuare, unii atârnați de un trecut, de o familie, de o relație în care v-ați simțit mizerabil, în care cineva a fost zgârcit, s-a gândit mai mult la bani, la probleme materiale și mai puțin la lucruri valoroase, adică emoționale, spirituale, sentimentale. Da? Vi s-au pus în cărcă multe lucruri, cineva a fost foarte egoist, da? Semn de aer pentru unii, a vrut să vă controleze. Eventual, unii dintre voi v-ați pierdut curajul în această poveste, dar trebuie să vi-l regăsiți. În tăcere, prin meditații, apare și tăcerea și masterul și spânzuratul meditații. 10 de monede. Săgetători. 10 de monede, înscrie familie, tradiții, cultură, în prezent. În prezent sau viitor apropiat, 10 de monede. Oh, iar a apărut tăcerea. Tăcerea.
La luna plină care vine, tot în săgetător, e luna plină și va fi în săgetător, învățați-vă dacă vă influențează, simțiți că această familie sau mediul în care trăiți vă influențează negativ, faceți eliberări. Dacă nu știți, scrieți-mi și vă explic pe scurt ce înseamnă eliberare. În continuare, trebuie... Am țiuie urechea. În continuare, trebuie să vedeți. Da, interesant este că lumea asta e în al treilea ochi. Să vedeți emoțional, să simțiți, să anticipați acest succes pe care îl puteți avea alături de cineva, această familie fericită, abundentă, da, stabilă, pe care o aveți alături de cineva. Și dacă la un moment dat, dacă acum doar vedeți, anticipați, după un timp veți putea reflecta în realitate ceea ce vedeți acum. Mai dăm o carte totuși. Ia uite, aveți niște proiecții. A stat niște proiecții. Proiecțiile, da, relațiile proiectate v-au produs multă suferință. Prieteni care v-au mințit, prieteni cu mască, trei de cupe, asta înseamnă prieteni cu mască, v-au mințit și v-au adus multă suferință. Astea sunt relații proiectate. A zis că e mai mișto să stați lângă nu știu cine, lângă nu știu care, că poate e copilul unei vedete sau poate este o personalitate sau poate eu știu ce are, ce nu are, da? Dar aceste relații v-au adus multă suferință. V-ați izolat la un moment dat. Sunteți într-un fel, în acest moment, sunteți izolați de sufletul vostru geamăn, de flacăra voastră geamănă, de sufletul vostru pereche și trebuie să așteptați această creștere. Deci, ce este această tăcere peste 10 de monede? Ce e tăcerea? Peste 10 de monede. Ia, trebuie să conștientizați, să ieșiți din umbră. Da? Dacă toate sacrificiile, toate situațiile despre care am tot vorbit până acum, nu știu cât, o grămadă, da, v-au făcut să vă simțiți ca o umbră, rupeți această haină și descoperiți că sunteți o ființă divină, da? O ființă de lumină care, în momentul în care vede, anticipează ceva frumos, luminos, benefic, da, stabil, da, puteți manifesta abundență, stabilitate și așa mai departe. Eventual, am înțeles, unii dintre voi începe să înțelegeți secretele familiei din care veniți, interesant. Niște frici pe care le-ați simțit, trăit în această familie. Eventual familia unora dintre voi nu este spirituală. Familia unora dintre voi nu este spirituală și trebuie să vă regăsiți copilul divin, da, esența divină, în această umbră, proiecție creată de familie, de cultură. Da? Deocamdată visați eventual această întâlnire, unii dintre voi, în care vă veți atinge, vă veți spune lucruri frumoase, poate nu musai te iubesc, dar vă veți spune lucruri frumoase și veți aprecia. Doamne, ajută să apreciați acest moment în care vă veți întâlni. Deocamdată visați la acest suflet pereche. Este 6 de cupe, persoană dintr-o viață anterioară sau din copilărie sau... În general, când simțim atât de profund fața de cineva, e clar că ne-am mai întâlnit în altă viață. Se și vede. 6 de cupe, 7 și știți că trebuie să aveți răbdare. Trebuie să vă lăsați un pic duși de val de emoții, lăsați-vă duși de emoții dacă aveți niște blocaje de genul ăsta. Și începeți o aventură, mergeți către curcubeu, da? Intrați într-o zonă pozitivă, ieșiți din întuneric, chiar dacă va fi greu, că este similar cu cavalerul de, nu, cu valetul de monede, chiar dacă va fi mai încetișoară drumul către lumină, o vedeți deja.
Da, lăsați în urmă mintea, gândurile, stresul. Cine e regina de cupe? Sunt prea multe, am văzut un trio. Am văzut un trio. Probabil persoana care vă va scoate din trio, din mediul care vă ține pe loc. Persoana care vă va scoate din acest mediu. Iar vă ajută să intrați într-o nouă existență, dar nu aici vreau. Sunt prea multe, prea multe. Cine e regina de cupe? Două au vrut să iasă? Ok. Wow! Ce interesant! Ce interesant! A fost clarificată. Oh, ce frumos! A fost clarificată de regele de monede și integrarea. Trebuie să integrați. Da, în fine. Da. Deci, regina de cupe este o persoană abundentă dintr-un punct de vedere. Reușește care abundentă pentru că reușește să integreze suferința în bucurie și bucuria în suferință. Să integreze albul negru, da? Să se echilibreze. Dar, pe de-o parte, vă și ajută și pe voi. Eventual să fiți mai asumați, să vă apropiați de abundență, să vă echilibrați focul și apa, pasiunea și emoțiile. Iar văd foc și apă, da? Și aici foc și apă. Și aici foc și apă, da? Pentru unii dintre voi. Asta înseamnă emoții și pasiune. Trebuie să le echilibrați. Și bănuiesc că acest personaj, femeie sau bărbat, dacă femeie, probabil că integrează și în viața sa de zi cu zi, emoțiile acestea, probabil, pe care le are, le simte, dragostea pe care o simte și față de voi și față de alții. Adică de alții, în ce sens? Față de lume, în general, că regina de cupe e o persoană care iubește lumea, nu că se duce cu alte persoane. Nu, nu asta vreau să zic. Și acum, și în relații, da, în momentul în care începe să comunicați cu această persoană care vă vorbește de spiritualitate, de yin și yang, de integrare, de abundență, de stabilitate, de nevoia de a fi asumat, importanța de a fi asumat, începe să faceți comparații și compromisuri. Eventual cu viața voastră de până la regina de cupe. Integrare, receptivitate, pardon, este similar cu regina de cupe. Eu știu dacă scurie în coerentă. Compromis. Vreți să faceți niște compromisuri în viața voastră? Aveți de ales. Între o viață jucăușă din trecut cu prietenii, da, de care încă mai atârnați unii dintre voi, trebuie să luați decizii, doi de spade, doi de bâte, cum să transformați turnul, cum să transformați. Și cum să transformați ce? Renunțarea. Renunțarea la adicții. Ca să începeți să primiți receptivitate, să primiți informație, lumină divină, da? Hrana emoțională. Și să învățați să alegeți compromisul. Asta era mesajul. Să învățați să alegeți compromisurile pe care le faceți pentru binele vostru. Pentru că sunt anumite compromisuri care ne... De-aia să și zic compromis, da? Ne îndepărtează de esența noastră. Unele sunt necesare. Că într-o relație trebuie să faci și compromisuri. Dar altele... Ia uite. Mergeți iar. Mergeți, lăsați-vă în voia emoțiilor. Going with the flow. Ce este nebună asta? Și am văzut și Marea Preoteasă. Ce este nebună? Mai cât mai vorbesc. Uf, doi de spade. Mai clarificăm. Împărăteasă? La călătorie? Iar apare Împărăteasa și este și Împăratul. Este perechea voastră divină.
care este la distanță, traveling, da? Față de care trebuie să călătoriți voi sau, bine, poate că și ea trebuie să călătorească sau el, în fine, da? Ca să manifestați această energie pură, dar lumină pură. Pentru că sunteți izolați, da? Este un suflet pereche. Sunteți izolați de acest suflet pereche, trebuie să lăsați let go, uitați ce. Let go isolation, da? Isolation. Lăsați gheața, lacrimile, separările, lăsați-le în urmă. Așa, și probabil că și ei se gândesc încă în această perioadă destul de intens dacă să o ia de la zero să facă acest compromis cu voi. Totuși mai dăm o carte pentru acest nebun. Mai dăm o carte pentru nebun și doi de spade. Mai, dar și ea e stresată. Persoana aceasta e stresată. Mai este un mesaj pentru unii. Dacă nu e vorba de perechea voastră divină, acest nebun poate să încerce, da, ia uite, un semn de... Deci eu simt așa ceva. Dacă e perechea voastră divină, încă se blochează ca să-și ia timp pentru această decizie. Dacă se ia de la zero cu voi sau nu. Asta e un mesaj. Mai e un alt mesaj. Acest nebun poate să fie un semn de aer. Foarte stresat. Eventual cu planete în balanță. Doi de spade, asta îmi spune balanță și aveți și schimbarea. Mai clarificăm. Foarte stresat pentru faptul că voi vreți schimbare. Voi vreți să schimbați, să vă schimbați viața, să fiți creatorul vieții voastre și să vă creați o viață fericită. Voi. Și persoana aceasta este foarte stresată de faptul, da? Că s-ar putea să-i doriți să-i plecați pe ei și să luați-o într-o nouă direcție. Mai clarificăm, te rog frumos. Mai clarificăm. Mai avem în parte. Sper că vă luați mesajele care corespund cu voi. Ia uite, băi, deci extrem de stresată persoana aceasta. Și este similar și cu... Niște iluzii pe care ne le creează mintea. Și acest nebun. Da, ăsta e un prieten sau o prietenă. E din zona prietenilor, trei de cupe. Persoană din trecut care se simte foarte vinovată sau simte că nebunește de faptul că voi aveți deja o altă persoană la care vă gândiți, pe care o iubiți. Asta e un mesaj pentru unii. Nu știu pentru cine. În fine, ce ar trebui să clarific? Judecata. Judecata. Clarificăm judecata. Da, vă este teamă că n-aveți curajul să spargeți toate aceste blocaje, toate aceste greutăți ca să ajungeți la lumină, la perechea voastră, da? Sunt două flori. Asta a fost clarificată, da? Judecata de curaj. Vă este teamă că nu aveți acest curaj, această putere. Este un cuplu de forță, da? E similar cu puterea, da? Că nu puteți renaște împreună cu persoana voastră. Aveți multe greutăți. Multe greutăți. Ce este valetul de spade? Că tot a apărut în poziția dorințelor. Nu vreau să vă creez scenarii, voi le creați voi.
Vreți să comunicați despre soare, despre sursă, despre spirituale, despre spiritualitate, despre curaj, că tot vă este teamă eventual, despre fericire, despre sexualitate, că vă doriți atingere fizică și este și plexul solar. Și a doua ceacră, de fapt. Asta a doua ceacră. Despre lumea pe care vreți să o creați. Și totuși, eventual vreți să comunicați despre cât de vinovați v-ați simțit în această perioadă de izolare sau cât de greu a fost să fiți singuri și că aveți speranță, că soarele înseamnă și speranță, v-ați trezit la o nouă conștiință, a apărut și conștiința, da? Awareness. Eventual, cât de greu v-a fost, da? Până să descoperiți că voi sunteți o ființă divină și că vă puteți crea viața pe care o vreți. Dar, evident, depinde ce vreți. Cavalerul de cupe. Ah, ce frumos! Îndrăgostiți! Mai, mai, mai! Aici este. Păi ce poate fi, da? Îndrăgostiții, I love you, cavalerul de cupe. Și dacă voi vreți să comunicați, da? Soarele, da? Bucuria pe care o simțiți în preajma acestei persoane de care v-ați îndrăgostit. Dar aveți pe cineva care vă influențează, un nebun, o nebună. Probabil care a aflat că v-ați îndrăgostit. Dintre prieteni. Prietenii, cred că vă invidiază. Așa, la capătul setului de cărți, unde s-a oprit la creator, da? Regele de bâte, ați fi voi, da? Persoana aceasta asumată care vrea să creeze acest suflet pereche. Suflet pereche, îndrăgostiți, i-am văzut și la început, da? Și vrea să-l lase în urmă. Ce să lase în urmă? Izolarea, întunericul în care a stat. Frumos. Vrea să se transforme, am vorbit de transformare. Da? Compară, își compară viața. Își ascultă vocea interioară, e și Marea Preoteasă, iar apare semnul peștilor pentru unii, dar dacă nu e semnul peștilor, ascultă vocea interioară. Înțelege secretele așa zișilor prieteni care au stat de fapt în cârcă, n-au fost prieteni, au ținut pe loc. Și vreți să mergeți să călătoriți, să aveți succes, da? Această călătorie. Cât am vorbit, mai vorbesc ceva, nu mai vorbesc, fac separat și ia. Iar o oră. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!